Monica e cu noi pe fir, bună dimineața! Bună dimineața! Ești geamănă? Geamănă. Nu sunt, nu sunt. Ai frați, surori? Am, da, da, da. Am o soră și, mă rog, încă o soră și un frate din căsătoria... Deci sunteți mulți, am înțeles. Suntem. Te-a sunat cineva înaintea noastră? Nu, încă nimeni. Suntem primii? Suntem gemenii tăi, cum ar fi. Deci cei patru gemeni tăi. Păi, e vreo zi importantă azi în viața ta? E ziua mea. Păi atunci, la mulți ani! Sărna! Mulțumesc tare mult! Câți ani faci? 35. Mulți înainte. Copii de ții sau sunt împrumutați pentru poză? Da, am doi. Am doi băieți. Sunt de 64 ani. Și mai am și copii blănoși. Copii blănoși? Și doi câini. Am spus că urăși de noi. Și pe soțul, bineînțeles. Și el blănos? Are barbă? N-are barbă. Deci sunteți mulți, fain. În ce oraș vă desfășurați? În Cluj suntem din Cluj. Cum e vremea la voi? A fost tot așa frigați noapte? Ca să nu, e rece, e foarte rece, a nins puțin, avem și zăpadă, e fain. Puteți veni iarna, în sfârșit. Colegii din regie, puteți să veni la poza anterioară, vă rog tare mult. Tu ne vezi acum la televizor? Da, am ieșit puțin ca să nu fac microfonie, oricum se numește, dar am. Avem o fotografie cu tine și cu soțul tău. Nouă ni se pare de aici că el chiar nu voia să stea la fotografia asta. Are, ba, eu cred că da. Are privirea aia de o Miami în vacanță, în poze, mă doare un pic burta. Da, da. Are ochii așa lăsat și... Tu ești acolo, ești 100% în poză, dar el nu e chiar... Ești cu gândul la... Nu, asta sunt pe soți. Da. Mulțumesc. Eu uneori în pozele astea am alte probleme, se vede clar. Mă gândesc, bă, când se strâng băieții la fotbal? Marțea, miercuri, exact asta e fața mea. Monica, te pupăm, îți mulțumim tare mult că ești respectatoare de Neața. Piesa asta e pentru tine și numai pentru tine. La mulți ani! Mulți ani! Mersi mult! Puțin că ești celebră, băi! Băi, suntem prieteni pe Facebook, nu? Suntem, da. Ești foarte funny, are glume bune. Asta e la ultimul concert al Robi din București? Formă de sarcasmă, mă. Nu cred că a fost la Antold. La Antold. La Antold. La Antold ăsta. Da, la Antold. Și zi, Monica. Da, ia. Mai faci glume pe seama acelei zile? Nu mai fac glume. De fiecare dată când am o zi proastă, încerc să-mi aduc aminte de momentul ăla. Momentul ăla care, de fapt, a fost un super moment. Au fost mai multe, de fapt. A fost foarte fain. Once in a lifetime. Vezi că dacă e să compar cu poza de mai devreme, Robi e mai implicat în poza. Parcă și-a dorit. Era vorbit. Am făcut o glumă pe tema asta, să știi. Auzi, era vorbită treaba sau pur și simplu... Nu, atât nu mă întreabă chestia asta. Nu, absolut deloc. A fost o chestie așa din public. Bine, am avut gașca cu mine care a... Bine, erai și în primul rând. Da, păi, da. Era în primul rând, clar. Pe ce piesă te-a luat? Pe Angel sau pe Phil? Nici pe Angel, nici pe Phil. Pe Camandan? Nu, pe piesa cu Nicole Kidman m-a luat sus pe scenă și apoi am avut alte două momente cu el. Mi-a dedicat She's the One. Dar știi că el la un moment dat, eu nu prea știu momentul ăsta din România, dar... A făcut la cu patul prima oară la noi. Da, dar el la un moment dat, când a început el să facă asta pe Angel, la finalul intervenției, după un scurt dans, făcea un pic... Fă mie ca să înțeleagă oamenii. Deci, vezi cum stă el așa foarte implicat și are jumatea aia de stativ ca Freddy, la un moment dat... Ok. A făcut asta? Ok. Nu, poate au omis. Păi bun, mai vin, dar... Monica, în apărarea soțului tău, să știi că diferența între poza asta și poza cu el este că
Robi aici e chiar plătit să stea în poza asta, el a stat gratis. Și da. Tu pari mai fericit în cealaltă poză. Oh. Și, și pe noi ne-am luat Robi tot așa. L-am văzut la, când am fost la X-Factor Live la Londra. Da. Unde pe tine? Deci eram, fii atent, eu eram cu, arată-mă, eram cu Dănuț. Dănuț mergea un pic mai în față și da. L-am luat pentru că el așa merge în genunchi, era ușa Nicole Scherzinger era pe partea cealaltă și scosese blidul de mâncare, îl scosese la ușă și l-am luat din genunchi că Vlăduț Dănuț lingea blid. Am pupat și sticla. Se întâmplă. Am stat acolo, ăsta Gheri Barlow era ocupat că mai avea un singur concurent în asta și am stat cu lui Walsh un pic de vorbă și la un moment dat, exact ca în poza asta, a trecut Robiții și a zis mate și s-a dus. Dar faptul că mi-a pus, nu mi-a pus, că de fapt el trecuse cu 5 minute înainte, dar eu am simțit vibe-ul lui care venea după el și am zis, bă, Dănuțe, viața noastră s-a schimbat. Draga noastră, dragă, te pupăm, ne vedem online, să-ți meargă bine toate, la mulți ani! La mulți ani! Așa zici, mate! Mate!